Subiectul declarației de astăzi se referă la cercetare ca pilon fundamental al dezvoltării economico și sociale în societatea cunoașterii. Sigur că cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică reprezintă o pârghie esențială pentru progres, pentru ridicarea nivelului economic al fiecărei națiuni, influențând adaptarea instituțiilor la toate modificările care au loc în plan mondial. De asemenea, limitele cunoașterii sunt lărgite, noi legi, principii, valori, cercetări științifice se deschid și este foarte important ca un guvern responsabil, un stat responsabil să se orienteze spre acest domeniu, pentru că implicit acesta înseamnă educație, înseamnă deschiderea cunoașterii și înseamnă susținerea tinerilor și oferirea de oportunități pentru aceștia. Nu mă refer doar la cercetarea care presupune deja cercetători consacrați, domenii explorate, mă refer și la interferența între ideea de educație și de valorificare a tinerilor, a inteligenței și vocației ființei umane și accesul lor în acest domeniu important al cunoașterii. România, ca stat membru al Uniunii Europene, trebuie să accelereze procesul de modernizare a învățământului superior și a cercetării științifice. Sigur că accesul la învățământ superior este suficient de larg și reprezintă o poveste de succes. Cu toate acestea, la nivelul cercetării științifice sunt încă multe lucruri de făcut pentru a atrage tinerii, absolvenții, doctoranzii, masteranzii și spre acest domeniu. Parlamentul României analizează la acest moment posibilitatea asigurării unui cadru legal pentru impulsionarea activităților din cercetarea științifică, dezvoltare, inovare, creativitate și transfer tehnologic prin atragerea de resurse financiare din mediul economic privat și prin dezvoltarea parteneriatului public-privat. În contextul acestor proiecte care, și contracte care presupun fonduri din alte zone decât bugetul de stat, este important să susținem cercetătorii, să existe o motivare salarială, să existe posibilitatea de a susține publicațiile, revistele, consolidarea acestor teme de cercetare, mobilitățile și pentru aceasta inițiativa legislativă aflată în atenția Comisiei noastre de Educație subliniază aceste domenii. Aș lega și ideea de cercetare și de inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri și noua agendă pentru competențe în Europa, nu doar angajarea tinerilor absolvenți de școli profesionale, de școli post-liceale sau liceale trebuie să se afle în atenția guvernanților, ci și angajarea absolvenților de învățământ superior și atragerea acestora cu vocație spre zona de cercetare. Motivarea cercetătorilor înseamnă conștientizare la toate nivelele decizionale, pentru că, de fapt, normal, nicio strategie guvernamentală sau neguvernamentală nu se fundamentează în Uniunea Europeană decât pe rezultatele cercetării. Constatăm la acest moment un anumit clivaj între potențialul major intelectual al universităților, un potențial legat de cercetare, insuficient valorificat de economia românească. În concluzie, și Guvernul, și Parlamentul, și demersurile legislative trebuie să insiste asupra susținerii cercetării și dezvoltării temelor de cercetare. De asemenea, ar fi interesant ca și administrațiile publice locale să valorifice mai mult studiile, rapoartele, temele de cercetare, în așa fel încât acest domeniu să-și găsească utilitatea, implicarea, dezvoltarea. Iar seriozitatea și credibilitatea acestui domeniu, sigur că poate fi susținut și prin modul în care tinerii sunt pregătiți în timpul studiilor universitare, prin teme de cercetare, prin cursuri de metodologie a cercetării și de etica profesională a cercetării, pregătindu-i eventual pentru accesul într-un domeniu elitist, într-adevăr, dar în care vocațiile autentice se pot realiza. Domnule președinte, stimați colegi, regret că domnul Liviu Dragnea nu participă la ședințele de marți dimineața pentru că ar asculta declarațiile mele politice părintești care îl îndeamnă la umanizare și muncă. Sper să îi le transmită cineva. Declarația politică de astăzi are următorul titlu: Dragnea în expansiune, Vaslui în recesiune. Domnule Dragnea, după o iarnă vrăjmașă zbuciumată, care v-a spulberat visul, legitim de altfel, de a deveni prim-ministru al Guvernului României, iată o primăvară capricioasă cu ploi, grindină, zăpadă, v-a tulburat echilibrul constant de care dați dovadă și jumătatea lunii mai vă găsește însă senin în expansiune totală. Visele înalte, aveți grijă, domnule Dragnea, întotdeauna se spulberă
și atunci când te trezești îți dai seama că te-ai iluzionat. Doriți să fiți președintele României. Nu o să ajungeți din următoarele motive. Nu că vrea și Vrânceanu Firea, nu că vrea și Șerban Nicolae, nu că vrea și Olguța Vasilescu, nu că așa ar mai dori un mandat și domnul Klaus Iohannis, ci pentru că data viitoare, la momentul potrivit, președintele țării va fi un om de la Partidul Mișcarea Populară. V-am văzut, domnule Dragnea, într-o ipostază cât se poate de umană, frumoasă, la Bistița. Și m-am bucurat pentru dumneavoastră. Am văzut-o pe distinsa colegă Pană, ca o vișină posomorâtă, prinzându-se în stânga dumneavoastră, la o horă, e drept cu un ritm cam molcom, și care, pe măsură ce evolua, s-a deschis ca un bobocel, doamna ministru Pană, ca un bobocel de trandafir. V-am văzut când ați mers la cei cu solarii, cu tomate, însă și acolo Pocinoc v-a luat o argheze înainte, a scris lauda tomatei. Nu vă rămâne decât să faceți un pamflet, pamfletul care să se ducă spre guvern. Nu-i mai dau nume acum, hai să-i zicem bulion sau pătlăgică. Domnule Dragnea, cât erați dumneavoastră în băile de mulțime, natura, cred că e mâna lui Băsescu aici, s-a dezlănțuit. Delta s-a mutat de la locul ei spre Bacău și spre Vaslui. Și râuri care vara pot fi trecute printr-o săritură, acum parcă au nebunit. E vorba de Lipova, Tutova, Bârlad, Racova. Și s-a inundat Plopana în Bacău, Străminoasa, Podul de Piatră, s-au inundat satele Doagele, Stejaru, Pungești, Gârceni, Rebricea. A fost prăpăd și la Negrești și la Albești, dar mai rău ca peste tot a fost în comuna Voinești. Încheiați. Pentru că dealul a luat-o la vale și casele aproape toate sunt înghițite de pământ. Se înțelege că și prefectul și președintele Consiliului Județean au făcut rapoarte către guvern. Cu n-am nicio nădejde că guvernul va lua vă măsură, mă adresez dumneavoastră, domnule Liviu Dragnea, președintele PSD-ului, președintele Camerei Deputaților, Galacticul, rezolvați dumneavoastră cererile celor de la Vaslui și, decât să cheltuiți banii pe drumul care nu se mai termină niciodată, regularizați cursurile râurilor pe care le-am menționat. Cei din vest vor susține să fie refăcute albiile râurilor din vest, cei din sud în sud. În rest, numai de bine, să aveți o vară frumoasă și să fie bine în țară. Stimați colegi, declarația mea politică se intitulează Puterea aruncă perdele de fum pentru a ascunde disperarea care a cuprins pe membrii săi. Ca reprezentant al cetățenilor care m-au trimis în Parlament, dar și a celor care nu mi-au acordat votul, voi da glas nemulțumirilor și frustrărilor care s-au născut în ultimele săptămâni, în urma declarațiilor de intenție, dar și a măsurilor duplicitare pe care le-au luat cei de la putere. Deși în campania electorală le-au promis românilor mare acusarea, salarii mai mari, bunăstare, se dovedește că socoteala de acum câteva luni diferă ca de la cer la pământ, de realitatea cu care trebuie să descurce românii în fiecare zi. Pentru a putea acoperi pierderile ce le-au produs în bugetul de stat, prin măsuri populiste, fără a avea la bază un studiu real de impact, cei de la putere au ajuns la propriu să bage mâna în cel de-al doilea buzunar al românilor. Dacă în primul s-au prefăcut că îl burdujesc, subtilizează cu discreție din cel de-al doilea. Așa că în timp ce îi țin ocupați pe majoritatea românilor, cu circ, perdele de fum și declarații ticluite care să dea bine la televizor, de fapt le fură pâinea prin tot felul de impozite inventate, de stau și mă întreb cum de le mai vin asemenea idei. Câteva scurte exemple. Se pregătesc să plafoneze indemnizațiile pentru creșterea copiilor, de parcă mamele și copilașilor trebuie pedepsiți că prea se ocupă de lucruri frumoase. Au ceva și cu societatea civilă și au de gând să atenteze la cei 2%, iar angajatorii care au salariați cu program parțial de lucru, de regulă 2 sau 4 ore pe zi, vor plăti pentru ei contribuții salariale de la 1 iulie, cât ar plăti pentru un angajat cu normă întreagă. Ce ne spune aceasta? Că este o campanie concertată condusă de la cei de la putere în încercarea de a ieși basma curată. Însă este revoltător și nedrept pentru români, pentru cei care le-au acordat votul de încredere.
Aș vrea să fac un apel de la tribuna Parlamentului, prin care să-i rog să nu se comporte ca niște mercenari, pentru că rolul lor ca aleși ai poporului este cu totul altul, să le reprezinte interesele, să se gândească la binele cetățenilor pentru creștere și bunăstare, fiind nevoie de investiții și de măsuri care să vină în întâmpinarea nevoilor investitorilor privați, dar și de atragere a potențialelor investitori. Hai să nu ne mai gândim doar la măsuri pe termen scurt, ci la investiții pe termen lung, care să asigure bunăstarea românilor, familiilor tuturor, să fim cu toții mândri cu adevărat că trăim într-o țară care are resurse care se folosesc corespunzător.